Bine vă regăsesc, stimați telespectatori, la dragi prieteni, la în fața cortinei de sticlă. Astăzi avem un invitat special. Este poetul, prozatorul, directorul revistei Feedback și al editorii Princeps Edit, domnul Daniel Corbu, despre care nu mă îndoiesc că ați aflat cât de ceva. Amatorii de poezie, mă cert, aflat de mult despre el. Vom discuta, așa cum știți, formatul acestei emisiuni, mai întâi și întâi despre originile sale și mai cu seamă că el vine dintr-o zonă, dintr-un loc identitar românesc, cum îi spunem noi, anume din Târgu Neamț, din zona Târgu Neamțului, casa părintească la Vânătorii Neamțului. Acum Vânătorii Neamțului cu Mulești și Târgu Neamț sunt una, practic. Sunt niște periferii, să le spun, parte din orașul Târgu Neamț. Așa, ca să o delimităm, o delimitează el singur, la 80 de metri de Ozana, cea frumos curgătoare și limpide garisală, cum îi spunea Ion Creangă în amintiri din copilărie. Multe din informațiile acestea se află în niște confesiuni pe care le-a publicat la editura Princeps Edit. Viața ca o carte, cartea ca un destin, Daniel Corbu, despre Daniel Corbu, în dialog cu Carmen Doreal. Deci e vorba de un dialog, confesiune de fapt, nu e o carte de interviuri propriu-zis, ci o carte de construcție de doi. Carmen Doreal este un artist plastic, poet, stabilit în Canada, și care face o carte de confesiuni. Daniel Corbu se confesează despre el însuși, Carmen Doreal îl provoacă la confesiuni, le comentează, le potențează, îl și incită, astfel încât este o carte, spune Daniel Corbu despre Daniel Corbu, cum spun franțuzii, par lui meu, deci prin el însuși, Daniel Corbu prin el însuși. Hai, Daniel, să începem cu Ozana, care de explicare tu spui că este Iordanul literaturii române. Te-ai scăldat în Iordan, nu? Ai făcut baie, te-ai botezat ca scriitor în una din știoarnele Ozane. Mai întâi dăm voie să mulțumesc pentru invitație aici la o televiziune care este foarte aproape de cultură și într-un spațiu frumos. Și după aceea, într-adevăr, am înțeles că vorbim un pic de locurile natale, ceea ce înseamnă că voi fi plonjat în multe melancolii. Eu chiar te rog să plonjezi acolo, că asta este, după ce o să te scot din melancolii, dar acum hai să fim acolo. Da. În trecut, adică... În trecut, în vârsta de aur, da, a ființei, sigur. Zice că... Se spune că nu există scriitor care să nu-și fi amintit acea perioadă a copilăriei, pentru că a rămas cu niște lucruri formate și care s-au dezvoltat și perpetuat. Asta, cu atât mai mult ce se privește pe tine, care stai într-un spațiu cultural consacrat, tu îi spui și la un moment dat, în triunghiul acela, Creangă, nu? Basile, da. Conta și... deci unei stat, lângă Vânătorii Neamțului, este casa celebră a lui Bisarion Puiu și casa în care a stat Sadoveanu și a scris multe din cărțile sale, da. Aproape de Ozana. Târgu Neamț este tu, de fapt, ești în poarta care dă spre așezămintele monahale ale Neamțului, către Agapia, către Vărate, către Sihlăstria, Sihla și schiturile și locurile de pusnicie ale monahilor de acolo. Adevărat, Târgu Neamț e un nod cultural extraordinar, da, spre toate punctele culturale din zonă. Eu sunt născut la Târgu Neamț, dar am copilărit în Vânătorii de Neamț, în casa noastră de acolo, pe care am păstrat-o și astăzi, chiar după plecarea mamei Casandra în satele Cerului. Vreau să spun că de pe prispa casei noastre până la Ozana era, așa cum bine ai spus, cam 80 de metri până la cursul apei. Și sigur că făceam ce făceau toți copiii satului, vara o vară întreagă, când o zi era un univers de întâmplări pe atunci, și acum zilele trec ca un fulger.
ne scăldam, mai ales în apa Ozanei, o apă curată, o apă de munte. Și era mai adânc atunci, era mai multă apă. Da, era un debit mai mare, m-a mai scăzut. Da, da. Și da. Cu toate apele din zonă s-a întâmplat. Da. Și dar ea rămâne legendară, mai ales prin pana lui Creangă, nu? Vânător neamț face legătura între pipirigul lui David Creangă și Humuleștiul lui Ion Creangă. Suntem la mijloc, tot pe partea dreaptă a Ozanei. Sigur, a rămas legendară, pentru că tot așa a rămas și Creangă, cel mai spectaculos prozator din literatura română, născut acolo și care își iubea ca nimeni altul acele locuri mirifice. Acum, am să spun ceva. Tu îi faci o referență lui Ion Creangă, pe care o fac și eu, bineînțeles. Avem pasiuni comune în privința asta. Dar iată că am să zic ceva, un fragment de aici din cartea aceasta de confesiuni. Ce îi spui tu lui Doreal, lui Carmen Doreal, la un moment dat despre Ozana, care este aici o ființă vie. Este o ființă vie, Ozana. Iată ce spui. Vânătorii de neamț ai copilării mele, stat la hotar cu Humuleștii celebri, se află, cum spuneam, în dreptul cetății neamțului, răspira pe firul Ozanei în miraculosul ținut al neamțului. Din pragul copilării până la Ozana, firul apei aveam cam 80 de metri, prin grădina noastră. Aș putea spune, fără urmă de jenă, că în copilării cel mai bun prieten mi-a fost Ozana. Merg mai departe cu gândul și vă spun că de multă vreme eu receptez Ozana ca pe o ființă. În copilul eu simțeam prietenoasă și miraculoasă, aici am scris prima poezie și iată când îi spui atunci, desigur, direi pe creier. Ploase mult, vreo 3 zile și Ozana era tulbură, nervoasă și ca orice râu de munte ducea cu ea cioate, șnepeni, ierburi, scânduri din garduri, cotețe. Pentru copilul care era mi se releva un peisaj apocaliptic. Aveam vreo 5 ani și jumătate, ați prezut acelei versi, pe înaltul mal din dreapta, am văzut un cal și un călăreț cu o găleată în mână, căutând o prietenă de trecut dinspre muntele cetății, spre malul unde stăteam. Ei, această imagine a călărețului, călare pe cal, cu găleată în mână, dar și Ozana, care e un peisaj apocaliptic, care se înfățișează copilului, mă trusesc și eu, am avut aceeași sentimente, tot în preajma unui râu Liez ăsta mic, care era foarte umplat, și făcut și o inundație enormă pe un șes, să regăsăm poezie. Este poezia aceasta, tema asta medievală, cu călăreții, cu, da, care îți vine de pe acolo, din zona aceasta, din imaginea asta din copilărie. Și asta spun că e foarte interesant, de asta se ocupă critica genetică, după cum știm. Nu vreau neapărat să facem asta acum. Nu vreau să spun că toată poezia ta se extrage din această legătură miraculoasă cu Ozana, dar în orice caz e reprezintă o rădăcină pe care nu putem să o ocolim și care eu nu o văd foarte, foarte benefic în ce te privește. Te hrănești de acolo, ai un suc, o sebă foarte bună. Cu adevărat, mulțumesc pentru lectura fragmentului. Da. De multe ori la întâlniri literare eram întrebat la multe întâlniri când am scris prima poezie. Și zău că aproape uitase întâmplarea cu pricina, dar ea mi-a răsărit creieral și cu adevărat era o zană tulbure, ea, fiind o apă de munte, bine, când da, vine cu, mare, e foarte puternică, cu jnepeni, cu, da, 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 tot felul de cioate. Și dă adevăr, pentru un copil cel puțin o imagine apocaliptică. Iar călărețul cu pricina de pe malul celălalt, dinspre cetatea neamțului, voia să treacă din coace, da. Noi eram pe malul mai înalt și căuta un loc. Căuta un loc. Și atunci deci am avut fulgerarea asta, a venit Ozana mare și am văzut unul călare și în mână cu o caldare. Înseamnă la 5 ani și da, jumătate. O să născut în aprilie, era vară. Credeam că am făcut o mare descoperire. Era o mare descoperire. N-am spus-o nimănui. Eu cu mama comunicam, cu bunica extraordinar. Bunica mea știa peste 200 de poeme. Cu bunica Ana, spui, peste 200 de poeme pe de rost. Iar nopțile, pentru că dormeam în aceeași cameră, mă învăța poeme, dar cu intonație, cu tot ce trebuie, nu așa
pe drumul de Costișă ce duce la Vaslui, da. Venea un om cu jale zicând, nu, stop! Pe drumul de Costișă ce duce la Vaslui venea un om. Și acum, pauză de punct, cu jale zicând în gândul și așa mai departe. Da. Ei, n-am spus asta. Și apoi am început să, 6 ani când m-am alfabetizat acasă mai mult și am început și să citesc, așa am început să scriu în rime, cu rime. Nu spune că este poezie. Dar tot timpul. Pe la 10-12 ani veneau toți verișoarii mei și povesteau anumite întâmplări de pe la stâni, cu berbeci, cu lut, așa, iar eu le puneam în versuri. Ei, de atunci aventura a continuat normal până la cum să zic, apariția conștiinței scrisului și a ceea ce fac. Ozana, dar uite că în afară de această primă imagine a poeziei tale, aceea cu rimă, cum spui, toți copiii, cei care au, nu chiar toți, dar cei care au aplicare către lucrul ăsta, fac într-adevăr poezii cu rimă, cu rit, venind dinspre modele culturale pe care le primesc la școală în primii ani. Dar dincolo de asta, te mai aș evoca aici un lucru, foarte tot din cartea asta, foarte interesantă, care spune multe despre poezia ta. Iată, evoci aici pe bunicul dinspre mamă, pe Gheorghe, care s-a călugărit la Mănăstirea Neamțului cu numele de Gherontie. Gherontie, da, era. Și care locuia într-o chilie plină de icoane și cărți, la care mergeai și rămâneai și chiar peste noapte și te-a inițiat în misterele cerului. Astronomiei. Da. Nu știa el extraordinar de multe, nu? Că nu era un astronom profesionist, dar de la el știam exact unde e carul mare, unde e carul mic, steaua Canopus, luceafărul care apărea primul, după aceea găinușa, mai ales, care era ceasornic. Asta e, da, ceasornic. Foarte interesant, da. El nu avea ceas, dar el știa când găinușa este aproape de plop, la o palmă de plop, era ora 11 noaptea. Când se ducea mai acolo, mă rog, era pe copaci și la o prăjină de vârful plopului era miezul nopții, nu? Da, iar la 3 era, mergeam cu el când locuiam acolo și avea o casă plină de icoane și cărți, să înțelege, o chilie, de fapt. Da. Și chiar îmi pusese un pătuț acolo, special ca să mă primească din când în când. Și mergeam la Utrenie. Da, la 30. Era un drum lung de la Arhondaric și, într-adevăr, erau inițierile. Eu țin mult la inițieri. Păi, dar văd că înainte de trebuie să spunem că înainte de acest eveniment, se numesc întâlnirea asta cu părintele Gherontie, așa am să-i spun, deși e bunicul dinspre mama, da, nu? Da. Iată ce spui aici, că prima inițiere în misterie era să se întâmple unde altundeva decât pe prundul Lozanei. Da. Lozanele care se leagă totul, nu? A intrat într-o pasiune de citire a pietrelor și de păstrarea celor pe care îi consideram absolut deosebite, simbolice. Un joc foarte serios. Uite aici, unele erau triunghiuloare cu un soare în mijloc, altele perfect rotunde cu o stea argintie, altele în formă de crucifix, unele cu desene de inoroși, șerpi, dragoni, etc. Eu le consideram mesaje. Deci, sigur că și pietrele acestea care au un soare, alta care are o stea, alta care are un inoroc sau așa, sunt sigur că... Sau un șarpe. Sau viziuni. Noi sunt viziuni, vin din imaginar. Scrijinea pe o piatră trece apoi, asta este fenomenul de fapt, ca să primim așa mai fi înțelesul tuturor, orice semn din acesta care poate fi banal în realitate, cineva care ne ascultă acum să spună, bine, dar nu știu, pietre scrijelite, nu? În prund, muncite de apă, de vânt, se lovesc între ele, da, asta e adevărat. Însă în momentul când asemenea semn vine la un poet sau la un scriitor, intră în imaginarul său, intră retorta aceea de acolo, din Atanor, cuptură sau alchimic al
al scriitorului și intri în imaginație. Și atunci în imaginație se creează tot felul de lucruri. Poți creezi o întreagă mitologie, cum se și întâmplă de altfel. Adevărat. Eu le aduceam acasă, aveam colecții cu ele. Un colțul meu unde aveam o masă de citit, de scris acolo, cu lampă, pentru că până la 16 ani n-a fost curent electric acolo, și cu lampă și două rafturi așa sus pe unde erau cărțile, și aveam multe pietre care de multe ori încurcau pe mama pe acolo, dar erau foarte interesante și toate culorile. După aceea vă dați seama că asta m-a ajutat, pasiunea mea pentru inițieri, când m-am dus la greci și iată acolo cele patru școli inițiatice ale grecilor, deci până la Orfeu și Pitagora, dar mai înainte Eleusisul, așa. Dionisos. Și Dionisos, da, mi-a plăcut mai puțin, acolo erau bacantele și tot ce. Dar ale erau foarte interesante, iar inițierea care se făcea la școala orfică era foarte interesantă, că la urmă îți dădea o lamă, aproape lama fermecată, cu care treceai dincolo și dacă o arătai, nu mai erai suflet chinuit. Da. Sunt foarte interesant. Uite, când pleacă el de la piesele din Prundul Ozanei, se duc către misterele din Grecia Antică, de altfel poezii lucrează cu lucrurile, cu misterele, cu nu numai poezii, dar în general ei în primul rând și nu orice fel de poezii, cei care sunt într-o anumită zonă de sensibilitate și care admit, asumă misterele. Și tu îmi spui aici la un moment dat că așa, jucându-te, zice, în cartea se mărturisește lui Carmen Doreal că ai avut un trecut dolofan și miraculos. De ce dolofan și miraculos? De ce tu? Dolofan plin de întâmplări, normal că așa se... Păi nu, că tu spui, dar că tocmai că zici că erai foarte slab, erai sprijit. Eram fier, slăbuț. Da, la un moment dat erau niște vecine care spuneau, zice, băiatul Casandra e slab ca un paingăn. Așa. Și da, uneori spun de multe ori că dacă trăiam în Sparta antică, mă aruncau în prăpastie, că așa procedau cu cei mai bicisnici. Da, și cu bătrânii. Dar am avut noroc că nu mă puneau la muncile câmpului, mama mă proteja, pentru că vedea că citesc. Într-adevăr, eu eram clientul mai mult decât fidel, cred că înrăit al bibliotecei din Vânătorii de Neamț, pe care arhimandritul Chiriac, starețul mănăstirii Neamț, a fondat-o. El a dat prima oară o donație de 5.000 de cărți în toate limbile, nu numai cărți religioase. După care cărțile... Deci era o bibliotecă practic comună, când atât era la Vânătorii Neamțului. Da, comună la Vânătorii. Dar în 1897, așa, și diriguită de dirigintele școalei, Popescu, care mi-a fost și naș de botez. Aha. Care a cununat-o și pe bunica, iar bunica era la școală, în legătură cu școala. Și de asta, amintirile bunicii, aproape că mi le-am asimilat ca și când ar fi ale mele. De exemplu, momentele în care la școală, mă rog, aveau și un salonaș acolo, primea nașul Popescu, primea vizite. El a fost și deputat, trei candidaturi în Partidul Țărănesc. Chiar la interbelică, să spunem asta. Chiar mai înainte de perioada interbelică, 1914-1916, așa, și deci când venea Coșbuc, care lucra la Ministerul Învățământului și făcea vizite, nu ocolea școala asta performantă pe atunci, pentru că, într-adevăr, aducea mulți copii și de acolo au ieșit multe personalități, mult de vorbit aici. Dar bunica îmi povestea când venea Sadoveanu, și ea era cea care făcea borșul, și Sadoveanu, care știm că era gurman,
cerea de fiecare dată a doua farfurie. Erau farfurii mari. Borșul din ce era? Din găină? Din cocoș? Din ce era? Și erau pregătite cărțile pentru Bădița Cârțan. Bădița Cârțan făcea, căuta cărți în zonă și trecea munții pe la Petru Vodă, în partea aia ajungea la Bistrița cu desagii de cărți. Mai ducea cu căruțe până acolo, așa, iarăși un om foarte interesant. Iar Spiru Hareț, sigur, era și cel care venea, pentru că el a dăruit-o, pentru că dirigintele școalei, Nașu Popescu, a făcut monografia Vânătorului de Neamț, i-a dăruit o caleașcă cu cai. Ei, ce frumos! Cai și caleașcă, pentru că așa făcea de multe ori, multe sate, pentru ca istoria să rămână înscrisă în foi. Și cu caleașca aia, în 1918, a trecut munții și bunica mea cu familia, așa, și au fost la Unire, au ajuns cu o zi înainte la Alba Iulia. Uite-ți interesant cum se leagă lucrurile. Acum să spunem că Spiru Haret este ministrul cel mai important al învățământului din perioada la începutul secolului 20. Fără doar și poate. Și care își datorează toate școlile care există, anume model de construcție, de arhitectura școlilor, se cheamă că școala în sensul, în felul lui Spiru Haret. De exemplu, în Iași este o școală asemenea, vis-a-vis de clădirea prefecturii. Cred că este școala Asache, mi se pare că se numește. Iori Asache, o școală generală, și a cărei clădire este realizată în stilul ăsta lui Spiru Haret, dar nu numai asta, mai sunt și altele prin Iași și în toate orașele. El a fost atunci un reformator al învățământului radical și a pus foarte mult accent pe școlile la țară, cu ridicarea oamenilor, nivelului cultural al oamenilor de la țară. Și iată ce exemplu de aici, dar ce mirat trebuie să fi fost Spiru Haret să găsească o bibliotecă, să înființeze o bibliotecă, să-i dăruiască o caleașcă și cu această caleașcă să meargă domnul Popescu, directorul școlii, și bunica Ana. Dar cât merge? Cât au mers în caleașcă? Mai mulți. Da, era o caleașcă normală și i-am povestea mai multe. Sunt amănunte, deci ceainicurile, lampa cu spirit pentru încălzirea lor, toate dulciurile, pentru că avea o fată, Iulia, doamna Iulia, așa, a murit acum, a murit toți, să înțelege, și păturile, tot ce era, și frica cu ei, frica de a nu fi atacați de unguri, pentru că s-a întâmplat foarte multe căruțe, trăsuri, exact pe la Bacău, cum se cheamă, Ghimeș Palanca, au trecut. Da, foarte interesantă acea călătorie. Cineva, nu știu, eu nu pot, ar putea scrie pe subiectul ăsta. Asta e ca o epopeie, sigur că da. Să pleci din Vânătorii Neamțului, să treci munții, să mergi la Alba Iulia, animat de n-a fost, nu i s-a pierdut drumul, deplasarea, ca să spun așa, dimpotrivă, să mai mergi cu frica în sân, mergi cu frica în sân că te atacă pe drum cine știe cine, tâlhari sau ungurii, care nu prea le plăcea lor ideea asta cu unirea. Plăcea deloc. Și atunci evident că se opuneau din toate puterile. E o epopee extraordinară, într-adevăr, cu Popescu, cu Spiru Haret, cu caleașca și cu bunica Ana, care a făcut drumul până la Alba Iulia, la 1918. Și mai bine că ți-a povestit ție, asta este un tezaur, nu? Acum se numesc tezaure vii, a inventat UNESCO sau cine, da, UNESCO a inventat treaba asta și la noi avem asemenea tezaure vii în țară. Nu știu cine le dă titlul ăsta, cred că Ministerul Culturii sau așa ceva. În orice caz, e chiar așa este. Era un tezaur viu pentru tine, dacă ți-a spus atâtea lucruri, să ai povești, plus aceste amintiri pe care ți le-ai asumat după aceea. Amintiri cu poveste, pentru că în zona noastră, povestea este împărăteasă. Fără poveste, nu ești remarcat de nimeni.
Eu am avut și în familie, dar și niște vecini povestitori extraordinari. Fără de ei, mi-ar fi fost mult. Iată că le spui cum îi cheamă. Moș Dumitru Blaga, Bădia Gheorghe Țârlii, da. Moș Costic Almășanu, Bădia Ion Tulan. Tulan, da. Povesti cu haiducii locului, nu? Da, cu haiduci, cu stafii, cu babe zburătoare, cu femei care ciudate, mai negre de astea, care lucrau cu diavol și luau mana la vaci. Toate poveștile astea ne mai spune. Bătaia cu fantome, da? Ce înseamnă bătaia cu fantome? Bătaia cu fantome a fost așa, că și bunicul meu era un pic. Oamenii se duceau, aveau pământuri, aveau vite multe și aveau pământuri, fânețele, care sunt și acum. Dar mergeau la fân, își făceau o colibă și mergeau cu familia. Ei bine, erau cei care nu aveau pământuri, voiau să țină animale. Se duceau să fure fân noaptea. Aha. Erau orele alea între 3 și 4. Oho, când lumea doarme. Așa, când se întâmplă multe nenorociri, veneau. Și pentru ca să nu fie văzut, lumea se temea de stafii în zonă. Luau niște cerșafuri albe cu greblă, așa, și aveau cei care se plimbau cu ceașafurile astea, iar mai jos încărcau căruțe. cu fân. Da, era extraordinar. Și atunci și bunicul Vasile și cu verii lui și cu, mă rog, niște vecini au înțeles despre ce-i vorba și, într-adevăr, s-au bătut cu stafiile care au lăsat ceașafuri, au lăsat tot. Au fugit. Da. S-a terminat cu furatul pânului. Dar uite că e interesant asta, poate să intre într-o mitologie locală. Înțeleg că acești povestitori povesteau și lucruri fantastice, nu? Ca niște basme, dar și lucruri reale, nu? Întâmplate. Ei povesteau, eu fiind mic, așa de 7, 8, 9 ani, 10 ani, de exemplu, credeam în babele zburătoare, pentru că odată în medianul nostru, când Moș Dumitru Blaga povestea despre babele zburătoare care așa zburau de pe deasupra copacilor și își făceau călătoria și ele se duceau într-un loc anume, la o întâlnire. Pentru mine era într-adevăr o mitologie, era ceva altceva, ieșind din realitate. Și vreau să vă spun, zice, acuș le vedem pe deasupra nucilor, aveam un șir de nuci acolo. Așa, și vreau să vă spun că în clipa aia eu chiar am văzut niște babe, 3-4, cum pe mătură oaie, da, trecând dincolo. Mă rog, imaginația. Nu, astea sunt vizualizarea unei fantasme. Se întâmplă mai ales la persoanele care sunt sensibile la partea asta cu cititul cu rezultat. Dar personaje preoți, ai auzit povești cu personaje preoți în zonă? Da, erau mai zărghiți, așa se spunea, în zonă. Niște care umblau pe acolo. Se spălau mai greu și făceau fel de fel de lucruri mai ciudate. Așa. Mai ciudate, da. Da. Și asta că cu babile care luau mana la vaci, erau vrăjitoare, ce erau? Da, și aveam și una în familia noastră, Maranda, și zicea că lua mana la vaci, la oameni cu care se certa. Aha. Și nimeni nu voia să certe cu ea, da? Aia era ca mătușa Mărioara, avea, nu puteai culege o vișină cireașă, lângă gardul, e o cireașă. Așa, și ea, să zice, eu n-am văzut, dar să zice că în pod avea o vacă de lemn și făcea vrăjele cu un smoc de păr de la vaca respectivă și vaca era stearpă și foarte mulți oameni ajungeau la poarta ei și o rugau, Mărioară, dă-ne înapoi laptele vacei. Da, uite, sunt lucruri care fac parte din peisajul ăsta al satului tradițional românesc. Folclorice. Da, dar este un orizont mitologic, un orizont mitopoetic, pentru noi, cel puțin, pentru alții care au trăit atunci, erau chiar realități, și care ar trebui nu neapărat că să-l păstrăm. Asta e problema de a păstra pe cineva într-o comunitate ca să fie vrăjitoare, să ia mana la vaci. Problema este de a nu uita lucrurile astea și de a le fixa în cercetări, cum s-a și întâmplat, de exemplu, și să nu le negăm.
Pentru că lucrurile astea, mărunte, cum pare ele acum. Unii dintre ele care te uiți la ele sunt par așa rezibile, prea mărunte, într-un trecut care trebuie dărâmat. Mi se pare mie că sunt foarte mulți astăzi care pun, din cauza acestui efect al globalizării și al mișcărilor globaliste, dau la gunoi, la un gunoi al istoriei, toate lucrurile acestea și care veneau în comunitățile tradiționale și care erau excepționale, ca de pildă. L-am relatat numai acum, până acum, nu? Misterul pe care găsește corbul în pietrele de, la, de pe prundul Hozanei, școala pe care a titorit-o și a condus-o nașul său de botez, Popescu, vizitată de Spirul Haret, vizitată de Coșbuc, întreagă istorie culturală care se lega de o comună, care acum nu mai recunosc, eu am trecut de multe ori prin zonă, de-a lungul vremii, și mi s-a părut, până prin anii 80, să zic, mi se părea că vânătorii Neamțului erau așa un sat, separat de Târgu Neamțului, și ieșeam din Târgu Neamț, mai făceam câțiva kilometri pe șosea, așa, și deci, după aia intrăm în vânători. 3 kilometri. Da, acum nu mai este așa. Deja este din unul în altul să trece, practic ea s-a nivelat, iar Humuleștiul e parte integrantă din această, da. Să spunem, Târgu Neamț dezvoltat, da? Humulești la dreapta, Vânătorii Neamțului la stânga. Deci cine trece prin Târgu Neamț, când ia spre Piatra Neamț, să spunem, iese din Târgu Neamț și acolo este un pod. Și atunci cine face la stânga, intră în Humulești, e o biserică frumoasă acolo, în intersecția asta, da. Cine face la dreapta, merge prin Vânătorii Neamțului. De-a lungul Ozanei. Da, de-a lungul Ozanei. Așa încât lucrurile s-au nivelat, dar în timpii de care vorbim acum, și că nu sunt mitologici, să fim lămuriți, fac parte din istoria noastră relativ recentă. Ce înseamnă sfârșitul secolului XIX, începutul de secolul XX, sau perioada interbelică, e o istorie recentă. Ei bine, în asemenea comunități se făcea, cum vedeți, și istorie, și mitologie, și istorie culturală, și atâtea lucruri interesante. Eu mai târziu mi-am dat seama că, într-adevăr, trăiam într-un loc prejmuit de puncte fierbinți. Deci, bineînțeles, mai târziu conștientizez. Sadoveanu descria încă la Vânătorii Neamță, casa lui de acolo. La Vânătorii de Neamță, care în clipa de față deci, cuprinde și toate mănăstirile. Mănăstirea Neamț, mănăstirea Seie, cu Sihăstria, până la Sicla, Schituri, Ovidenia, toate celelalte. Deci sunt în clipa de față 58 de altare. Dar e o densitate mare de altare. Și, să spunem că altare au fost locuri în care s-au nevoit monahii. Da. Eu l-am văzut când aveam 7 ani, în 1960, pe Sadoveanu, la inaugurarea Căminului Cultural, care poartă numele. Îi poartă numele și azi, pe El Sadoveanu, dar atunci a fost inaugurarea. Eu eram chiar pe un rând, era culoarul dintre rânduri și eu eram chiar în margine cu mama. Avea un balonzaibăr, preva pai de culoare galbenă și o pălărie foarte mare pe care târziu a așezat-o pe masă. A stat cu ea o vreme. Era o poză, da. Da. Și foarte simplu a fost inaugurarea aia. M-am spus câteva cuvinte, nu le mai știu, dar nu mi-am dat seama cine. Mai târziu, da. Dar prima oară l-am cunoscut pe Creangă prin toate poveștile. Și după aceea, mult mai târziu, am aflat că Vasile Conta, la 10 km de noi... La Ghindăuan. Din Ghindăuan. Da. Acolo, la Vânătorii Neamțului, este o, să spunem asta, apropo de Sadoveanu, este o casă, acum este o casă memorială Visarion Puiu, un mucenic al Bisericii Ortodoxe, să spunem asta, pedepsit în vremea comunistă, a recuperat-o între timp Mitropolia Moldovei și Bucovinei și a făcut-o muzeu, cum spuneam, dar când am făcut eu prima vizită acolo, prin anii 70, era casa aceea acolo, Sadoveanu murise, a murit în 1961, însă era muzeu Sadoveanu. Da, făcut în 68. Era muzeu Sadoveanu și am mers chiar cu școala prima dată și apoi am mers singur
era un loc foarte frumos, pentru că avea și un iaz pe aproape. Da, iar în jur un hectar jumătate de grădin. Grădin, era un iaz. Și atunci am făcut legătura mai târziu, Profila Sadoveanu își amintea, mă rog, ea spune că la Fălticeni, poate că și la Fălticeni, dar acolo, mă cert, povestea cum este primul, cum era o zi din viața lui Sadoveanu în acel loc și spunea că pe la se trezea dimineața la 8-9, la 10 mânca, lua micul dejun. Micul dejun era compus la Sadoveanu, să nu crezi că vă dau idei, dar asta e realitatea istorică, literatură, să spun. Micul dejun se compunea dintr-o ceașcă destul de mare, așa, de țuică și agrementată cu o lingură de miere de albine. Ăsta era micul dejun, dar după aceea m-am prânzut pe două ore și ceva, care era foarte copios, cu tot felul de borșuri, care spunea Daniel, neapărat de cucoș, sarmale, pripturi, pești din heleșteile acelea de acolo. Era iazul jos. Era iazul jos, asta îmi plăcea, că era și iazul, era și grădinile acelea, era totul acolo. Și mai ales locul acela în care el a scris câteva cărți, Sadoveanu, să știe precis, și între altele Nicoară Potbaba. E o întreagă poveste cu Nicoară Potcoavă, romanul acesta, și cu alte câteva cărți, dar Nicoară Potcoavă e sigur, și își amintesc mai mulți memorialiști, cei din familia Sadoveanu mai ales, ceea ce e ciudat, că tot se miră de faptul că Sadoveanu, își amintesc toți așa, dar când spun lucrul ăsta, zic așa, dar poate mă înșel, dar poate mă înșeală memoria. Deci, da, Mihai Sadoveanu a scris cartea asta în 2 săptămâni. Face o mirare, te uiți așa, zic, în 2 săptămâni, tot și un roman. De Baltagu e vorba. Nu, de Nicoară Potcoavă. Ah, de Nicoară Potcoavă. Nicoară Potcoavă. E o carte, e un roman, totuși, nu e o cărțulie, o broșură. Și, de fapt, asta este povestea, că Sadoveanu e printre puținii noștri autori care s-au scris, că scriau cărțile memorie. Lumea spune despre lungile lui partide de pescuit, pe Valea Bistrii, pe la Lostriță, lungile lui partide de vânătoare, prin Munții Neamțului. Sunt o întreagă istorie, mitologie cu pescuitul și vânătoarea la Sadoveanu, încât dacă te iei după asta, te poți întreba dacă nu mai aveai timp de scris. Dacă toată ziua era prin păduri după Vânați și pe malul Bistriței după Lostriță. Ei, bine, atunci se scria, atunci în timpul ăla. El scria în timpul mental. Da. Exact. Scria pe creierea la vânători din Neamț, nu vine dicta acasă, cum s-ar spune, și le punea pe hârtie copiind, practic, copy-paste de pe propriul creier. Da. A mai fost un caz din ăsta, un poet care a stat prin pușcării toată viața lui, Radu Gir, un poet foarte bun, dar cu o operă destul de mare, așa să spunem, nu voluminoasă, dar destul de importantă. El a stat în toată viața lui, 71 de ani, doar 30 de ani în libertate. Puneți la socoteală și copilării aici. Deci 30 de ani de toți a stat în libertate, a stat în pușcării. Ba, în pușcările carliște, înainte de al doilea război mondial, după aia l-au pus bolșevici în pușcării și l-a ieșit de acolo și cu o carte mare, când a fost eliberat în 1964, și a și publicat-o și cu alte Gheorghe, Ridicări Ioane, da. Și s-a întrebat, dar cum asta, pentru că în pușcărie nu aveau nici să pun măcar ca să scrie, să pun. Le-a scris pe creier, da. Puțin scriitor de felul ăsta în literatura română, iar ca să revin, la Vânătorii Neamțului, uite câte lucruri se pot spune când ți-a pus de asemenea spații identitare, eu așa le consider spații identitare românești, și așa vor rămâne, cel puțin sunt generația mea și sper că și pentru generația următoare, spații de identitate. Deci, găsești o fărâmă de identitatea ta națională, a individului și a nației, găsești în asemenea locuri. Apropo de Sadoveanu și de Vânătorii din Neamț. Și de Vânătorii din Neamț, lui Daniel Corbu. Vedeți ce vecinătăți are în biografia sa. Dar hai să citim o poemă, că noi vorbim, dar tu vreau să citești poezic. Te rog foarte mult să citești ceva. Uite, poate găsești ceva din vremea aceea. Din Manualul Bunului Senguratec, dar care e antologie, dar din prima carte, Intrarea în scenă. Și Intrarea în scenă, asta este prima carte a lui Daniel, debutul său din 1984,
O să vorbim despre asta, firește. Dar acum hai să auzim un poem de, da, din vremea aceea. Despre vremea aceea. O să citesc un poem despre mama mea, Cassandra. Pe care... Stai puțin, nu, înainte de a începe să zicem, nu cumva și pe fiica ta o cheamă Cassandra? Da, da. Ei, iată. Păstra numele în familie. Iată, da. Se numește zeița Cassandra, pentru că eu consider părinții niște zei. Până la urmă, tot cuvintele ne apără de cuvinte. Când v-am spus, numai lașii se vor din nou în pântecul mamei, ciudata casă pe care nimeni nu știe. Când v-am spus, cât întuneric în inima celui singur, mamă, mi-ai dat o naștere, dar eu mă nasc de la stânga la dreapta, eu mă nasc zilnic de la stânga la dreapta, trădându-te, dezgolesc duminici, pe ascuns îmi strecor sufletul în lucruri, port în spate un rucsac cu fulgere fierbinți de umilit întunericul. Tot mai greu mi-amintesc paradisul, mama mea, zeiță Cassandra, aripi nu mi-au crescut și zborul întârzie. Trestie de carne, clătinată de vânturi sunt mama, doar mormintele stau drepte ca niște stafii. Foarte frumos și nu e neapărat evocat, dar este foarte frumos poemă și care duce către vârsta de aur pe care fiecare o are, nu? Despre care vorbește atât de frumos Mircea Eliade în Eterna Reîntoarcere, nu? Care spune despre sentimentul ăsta și despre această zonă a primii copilării și care, iată, la Daniel Corbu dă asemenea poeme extrem de interesante. Hai să mai vedem ce mai citim? Da, sigur că da. Dacă... Păi trebuie să te exploatez acum ca poet, dacă tot ne întâlnim noi. Hai. Da. Despre pământul de acolo și da, aici, de oriunde. Dacă toate gândurile duc într-o carte, pe zi ce trece, tot mai al tău, pământule prieten, am inventat cântece de adormit universul, am îndulcit ca ta pe tesme, m-am lăsat devorat de cuvinte, călcându-te am trăit bucurii nerușinate, bucurii de om singur. Dacă toate gândurile duc într-o carte, fericită carte ești, pământule, o moarte întreagă voi dormi în tine, o moarte întreagă îmi vei albi oasele. Un zeu îngropat în spatele casei. Într-o zi am aflat că fiecare din noi avem măcar un zeu îngropat în spatele casei, care încet, încet se mută în inimă. Că de ani și ani mama purta în brațe o biserică, eu mă răsfățam în covergile copilăriei, uneori visam femeia dormind cu bocancii bărbaților plecați în război, îmi împingeam cu umărul propriul zar, în rest, școala și rudele, exorcismul memoriei, cărțile, provizoratul. Semnele morților puneau în ordine răsărituri. Învățam. Eminescu cel Mare, Brâncuș cel Mare, Enescu cel Mare, învățam. Un popor fără zei nu poate fi un popor fericit. Da, asta nu știu, asta voi zici de mesaj, cum se spune, cum spunea Michel Zerafa. Deci un popor fără zei nu poate fi un popor fericit. Apropo de cei care vor să, mă rog, mai vor să uităm trecutul. Sigur că da. Da. Am mai ales Patria Limbii Române. Ia să vedem. Pentru că, așa cum spuneaș cândva, blaga, limba este prima mireasă a unui popor și limba română e una dintre cele mai frumoase, credem, din lume, deși cei care au făcut un top au așezat-o pe locul 7. Cioran nu, Cioran a spus că e o limbă foarte bogată, foarte... Într-adevăr, Cioran, acolo, da, în Rue de l'Odéon, unde stătea, a fost nevoit să treacă la limba franceză. Și zice, domnule, când am trecut de la limba, pentru asta se ducea prin piețe, să asculte, da, cu asculta limba, și zice, când am trecut de la limba română atât de bogată,
la cea franceză, ușor uscată, așa, mi s-a părut că scriu procese verbale. Da. Extraordinar. Ei, da, el este trecut drept unul din mari stiliști ai literaturii franceze. Sigur. Și e un lucru, limba română, și Nicolae Stănescu, nu-i așa, a spus că limba română e patria mea. Bine, a spus lor ca prima oară despre limba lui. Da. Și pe primul loc limba spaniolă, cum limba spaniolă, așa. Și a lui García Lorca, da. Eu m-am bucurat să văd limba română totuși pe locul 7, că topul era făcut de spanioli. Da, da, da. Da. E, dacă era făcut de spanioli, trebuie să fie pe locul 1, asta era clar. Da, da. Da. Ia, vedem ce mai citești. Patria limbii române, prima urmare. Te-am văzut pe internet, patria mea mică și urgisită, și pe tine, Doamne, al patriei mele. Și atunci am înțeles că tot ce pornește din sine se întoarce la sine. Oglinzilor, nu le-am fost niciodată de ajuns. Iartă-mă, patria, uneori m-am gândit prea mult la mine, uneori te-am uitat. Iartă-mă, patria, mâine aș putea să dispar așa cum stau cu aceste cătușe de aer la mâini. Câteodată mi-e frică de mâini, că pot deveni prea posesive. Mi-e frică de privirile mele, că pot deveni prea lacome. Și mai ales mi-e frică de șira spinării, că ar putea să se îndoaie în fața troglodiților și să se spună că eu am vrut asta. Iartă-mă, patrie, locuindu-te, am potrivit cuvintele limbii tale în tonice versuri, în tonice uneori și amare versuri, le-am ocrotit și le-am sărutat umbra ca unor fericite monade. M-am sprijinit pe realitatea mea de om oarecare, într-un timp oarecare, pe coloanele tale de pământ, pământ înrourat, brutal și definitiv. Totdeauna, de partea părții care visează, am iubit și am cântat armoniile lumii, până când am aflat că tot ce pornește din sine se întoarce la sine, până când am aflat că fericirea există, până când, în umbra cetăților noastre, un bărbat cu numele meu a întemeiat o singurătate. Numele tău, ne referim la Edgar Allan Poe sau Corbul Poe este altă, din altă zonă? O să vorbim despre el atunci când vom vorbi despre poet și despre poezie și despre geneza poetului din cultură, din literatură, din poezie. Acum am vrut neapărat să fixăm puțin originea acestea, să spun, biologice, deși ele sunt în primă instanță biologice, apoi devin, cum spune critica genetică, devin parte din operă. În fond. Și nu e admirare că găsim atâtea lucruri într-o biografie care e mărturisită aici în cartea aceasta, ai mai spus în plus față de ce spui aici, dar ele, dacă cine citește poezia, cine o știe, vezi cum de acolo provine o sevă care e foarte bună din zona asta a ozanice, au frumos curgătoare și limpide ca cristalul, cum spune Ion Creangă. Zici că ai avut o copilărie în răsfăț, așa zici tu la un moment dat. Da, sigur că așa am spus. Ai fost răspățat? Pornind de la mirificul peisaj acolo, sigur am fost răsfățat. Am trăit împreună cu mama și bunica, atât. Tatăl meu m-a părăsit atunci când aveam 7 luni în burtă, da, mamei, și am rămas împreună cu ele. Într-adevăr, eram răsfățat, îmi cumpărau costumele cele mai la modă în perioada azi, de mariner, etc. Da, da. Dar fără să fii domnul Goi, bineînțeles. Da. Și până la urmă a contat enorm toată atmosfera aia, mai ales că aveam o învățătoare extraordinară, Mariana Papuc, colegă de bancă, de clasă cu mama mea și acolo și la școala de învățătoare. Ai crescut între niște femei autentice, nu? Bunica Ana, mama Cassandra, învățătoarea Marioara, pe care le evoci în diverse locuri din cartea aceasta. Cu mult drag. Da, le evoci cu drag și cu lumină specială.
care este lumina aceea din, din vârsta de aur, sau, cum spunea Mircea Eliade, pe care iarăși trebuie să le evoc aici, lumina aceea din specială, misterioasă poate, din camera Sambo. Daniel, hai să mai citim un poem ca să încheiem prima parte a întâlnirii noastre în, în felul în care le vom deschide și pe cele alte, pentru că eu te-am chemat în primul rând ca poet și după aceea ca eseist și ca prozator și ca toate celelalte. Vreau să mai descrușim ceva, pentru că m-am gândit că și în misiunea acestea putem atrage un gust al publicului care știu că e ușor reticent la poezie, când aude că trebuie să trească poezie, se pare că e ceva greu, dar uite că nu e greu. Mai ales citită și văzut așa, este o poezie, o să vedeți că este un canal de comunicare foarte interesant, cu a fiecăruia cu fiecare. Să știți că George Călinescu, unul din mari critici români, a spus la un moment dat, că, prin anii 50, că fiecare om trebuie să-și rezerve într-o zi măcar 15 minute ca să stea de vorbă cu sine însuși. Să fie singur cu el însuși. Să elimine toate circumstanțele și să fie el singur cu el, să vorbească cu el însuși, să vadă unde se află, ce-i cu el, ce-i cu lăuntrul său. Ei, într-asemenea, interval de timp, să știți că v-ar ajuta foarte mult și o poezie frumoasă care să vă ajute la această discuție a dumneavoastră cu dumneavoastră înșivă. Hai, Daniel. Da, cu adevărat, poezia poate fi o terapie da. Nemaipomenită, dar poezia adevărată, pentru că sigur că poezia vremea adevărată. Am intrat în confuzie. Asta da, e o altă asta discuție. Asta e altă discuție, da, sigur că da. Valoarea. Da. Dintr-o carte abia apărută, Lecția de Abis, așa, o să citesc poemul Șamanul. De un timp toți vor să le ghicesc viitorul, dar de fiecare dată uită că în el se ascunde și moartea. Despre mine ce vă pot spune, când deja ați aflat că sunt martorul orb, preamărind labirinticul drum al eșecului, sunt șamanul ascet ce-și duce la amanet toate nopțile albe și cel care așează tablouri senine prin grădinile spaimei. Zilnic, întruparea nimicului îmi scâncește la ușă, zilnic mângâi un trecut dolofan, supraponderal și apatic, și ca nimeni altul recunosc de gringolada și treptele răbdării, clipele amorsite în regret, aerul tremurat din mijlocul rugăciunii. Toți vor să le ghicesc viitorul, dar de fiecare dată uită că în el se ascunde și moartea. Sper că v-a plăcut, că v-a incitat să căutați o carte de Daniel Corbu, carte de poezie sau de proză sau de eseuri. Îi spun deocamdată la revedere, îi mulțumesc pentru discuția de astăzi. Dumneavoastră vă spun la revedere pe data viitoare, să aveți o toamnă liniștită, așa cum am vrea cu toții în vreme de pandemie și de alte necazuri. Să mai lăsăm și câte o oră din aceasta, să mai uităm puțin de ce se întâmplă în jurul nostru. Vă spun la bună vedere!